S-a încheiat cea de-a doua ediție a Emotion Dance Festival, un festival care a adunat mulți participanți frumoși, tineri, talentați, despre care o să-mi vorbească chiar organizatorul acestui eveniment, Adrian Coroian. Bine te-am găsit, Adrian! Bine v-am găsit și eu și țin să vă mulțumesc pentru faptul că de ceva vreme sunteți alături de noi și ne susțineți în demersurile acestea. A fost o zi grea. Nu numai pentru tine, dar și frumoasă, pentru participanți. Exact, frumoasă și atunci când vezi atâta bucurie în jurul tău, practic nu mai simți niciun fel de oboseală și îți iei cumva energia din bucuria copiilor. Vă așteptăm și la edițiile viitoare. Important e să încercați, în primul rând, să participați la astfel de evenimente și să dați o șansă copiilor să-și urmeze visul dacă dansul într-adevăr este pasiunea lor. În continuare, alături de mine, am plăcerea să o am pe Adelina Ilie, una dintre inițiatoarele Dance Judge. Bine te-am găsit din nou, Adelina! Bine v-am revăzut! Ce înseamnă, de fapt, Dance Judge? Dance Judge, în primul rând, este un curs de acreditare, de licențiere, mai bine spus, a instructorilor de dans și a coreografilor sau antrenorilor sportivi, care au legătură, în primul rând, cu dansul. Acești profesioniști se pot licenția în cadrul acestui curs pentru a avea competențe de jurizare în cadrul concursurilor de dans. Ce se întâmplă cu cei care au terminat un astfel de curs? Cei care au terminat un astfel de curs pot fi invitați de către organizatorii de concursuri. Se găsesc acești licențiați pe pagina www.dancejudge.ro. De acolo fiecare organizator își poate alege jurații din area respectivă. Aceștia pot fi găsiți pe această pagină pe care v-am menționat-o adineori. Vă așteptăm cu drag să ne cunoaștem și să facem lucruri frumoase împreună. Alături de mine în continuare se află Anca Niță, coreograf și regizor al spectacolului Hora Sântienilor, despre care o să vorbim puțin mai târziu. În primul rând, bună și bine te-am găsit! Bine v-am regăsit! Abia aștept să discutăm despre spectacol. Anca, vreau mai întâi să-mi spui două, trei vorbe despre o secțiune pe care am remarcat-o, iată, în cadrul festivalului vostru, și anume FEDNO. FEDNO este o secțiune nouă în cadrul mai multor festivaluri, dar și în cadrul festivalului nostru și a început să ia amploare cam de un an de zile ca și secțiune de dans în cadrul festivalurilor de dans. Este vorba despre folclor stilizat combinat cu mișcări din aerobicul clasic și mai departe am trecut la un spectacol datorită faptului că această secțiune sau acest stil s-a dezvoltat atât de tare, ne-am gândit să facem ceva profesional, adică un super spectacol care va avea loc pe 21 noiembrie la ora 19 la Palatul Național al Copiilor. Biletele le puteți găsi pe iabilet.ro și de-abia vă așteptăm să ne simțim bine împreună într-un spectacol unic. Este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva în România și cred că în lume, pentru că nimeni n-a mai abordat din punctul acesta de vedere un spectacol, adică să îmbine modernul cu folclorul, influențe folclorice, atât muzica cât și povestea, proiecțiile și coreografiile sunt originale, pentru prima dată făcute special pentru acest spectacol. Vă așteptăm pe data de 21 noiembrie la Palatul Național al Copiilor să promovăm împreună România.